Astăzi pregătim o nouă rețetă, ouă umplute cu carne de pui și cartofi. De ce ingredient avem nevoie? Carne de pui, cartof, iaurt, ouă, foarte puțină maioneză și foarte puțin muștar. Pentru decor putem folosi ardei color sau castravete. Dar puteți folosi ce aveți în casă. Pătrunjel, verde, mărar, ceea ce aveți prin casă și puteți să dați viață unei farfurii. Haideți să pregătim împreună. Eu am tăiat deja pieptul de pui înainte, pieptul de pui care l-am fiert cu legume, iar supa respectivă o vom folosi la alt preparat. Pieptul de pui, cartoful ras, partea mică a răzătorii, oul care este fiert, tăiem partea de jos și cealaltă parte, da? Vedeți? Și începem să îl crestăm. Dacă vă este greu, există un aparat special cu care puteți realiza aceste mici șențulețe. Ia uitați ce frumos este. Astea sunt rețele tăiate. Acum radem gălbenușul. Tot pe răzătoarea mică, pe partea mică a răzătorii. Și adăugăm foarte puțin muștar. Iaurt. Ține maioneză, sare, omogenizăm compoziția de data asta îl folosesc tot pentru că o să trebuiască. Degustăm. Super bună! Scoatem puțin pulpa, că el este foarte gros și facem un mic triunghi, dar puteți face și un pătrat sau orice ne vine nouă în minte atunci pe loc. Acesta este preparatul nostru de astăzi. Eu vă doresc poftă bună. Și vă aștept și mâine la o nouă rețetă.